Dacă la antrenamentele de până acum ne vedeați serioși, la antrenamentul de astăzi vom introduce și o doză de umor. Vă îndemn să ne urmăriți până la urmă și nu uitați să apăsați butonul like sau subscribe. Am glumit, dar revenim la antrenamente. Progresul Nistor deja se vede cu ochiul liber, însă sunt și careva efecte adverse. El devine agresiv. Pentru a calma pacientul, folosesc o metodă veche, dar eficientă. Măresc greutățile. Și cum veți vedea, asta dă roade. Pacienți gravi, măsuri drastice. Cum puteți urmări rezultatul? Imobilizare totală. Glumele lui Iulian au fost bune, iar ca să-mi iau revanșa, i-am pregătit câteva întrebări și mai bune. Iulian va răspunde la câteva întrebări pe care nu le cunoaște, iar limita maximă de timp este 10 secunde. Ți-ai pregătit întrebările din timp, da? Dracule! Chiar așa, asta. Prima întrebare sună în felul următor. Ce ai făcut și ce ai vrea să faci în sala de sport, dar este interzis? Nu te aștepta să răspund la ce te gândești tu. Ce lucruri am făcut în sala de forță? Care este cel mai des aparat utilizat de tine, Iulian, și de alții în sala de sport? Cel mai des aparat utilizat în sala de forță, eu cred că telefonul mobil. Care a fost cea mai mare gaf pe care ai făcut-o și până când nu prea știu persoanele pe care tu le-ai antrenat? Despre diferite mișcări o să-i spun, da? Nu pot spune că am făcut vreo gafă în sala de forță, dar am eu o modalitate de a penaliza persoanele care întârzie, absentează cu antrenamente extenuante. De când ai început să frecventezi sala de sport, exercițiile și rezultatele de aici te-au ajutat pe plan personal? Desigur, exercițiile fizice au contribuit la schimbarea vieții mele personale. Cum crezi, domnișoara cu care eu mă întâlnesc, cum s-ar fi uitat la mine dacă umblam cu burta asta în față? Cum îți descarci tensiunea după ce ai antrenat o domnișoară destul de arătoasă? Întrebarea într-adevăr e provocatoare, foarte bună. În primul rând, poate tu și te încordezi în prezența mai multor domnișoare. Eu personal sunt liber. Într-a doilea rând, cu tot respectul față de toate domnișoarele care eu le antrenez. De încă o dată, la început. Am un grup de domnișoare pe care le antrenez. Arată foarte bine, dar cu tot respect față de ele, eu îmi iubesc prietena mea. Dacă nu pui asta, te omor. Iulian s-a eschivat să răspundă astăzi la o parte din întrebările pe care eu le-am acordat, dar vă promit că până la finisarea proiectului veți afla toate secretele care veți dori voi să le știți. Dacă Nistor va rămâne în viață.